Momente de panică pe aeroportul din Timișoara. O aeronavă care zbura de la Valencia a fost nevoită să aterizeze de urgență. În timpul cursei, unui pasager i s-a făcut rău. Acuza dureri în piept și nu putea să respire. Pasagerul din avion este un bărbat în vârstă de 78 de ani. Imediat ce a început să acuze stare de rău, personalul de la bord i-a acordat primul ajutor și au dat seama că suferise un infarct și au încercat să-l țină în viață. La rândul meu aștept detalii de la colegi. Nu am momentan foarte multe informații. Era un zbor care venea de la Valencia. Era Valencia-Timișoara. Era un zbor fix pe rută. Și evenimentul înțeleg că s-a petrecut chiar pe timpul aterizării, când s-a făcut rău pasagerului. Imediat ce aeronava a aterizat, la bordul ei a urcat medicul aeroportului din Timișoara, dar și un echipaj mult. Comandantul avionului a anunțat imediat turnul de control, solicitând prezența unui echipaj murd pe pistă pentru a prelua pasagerul. Până la aterizare, însă, manevrele de resuscitare au fost făcute de membrii echipajului. Bărbatul a fost preluat de echipajul de intervenție, iar medicii l-au resuscitat până la spital. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cauzelor producerii incidentului. Trupul bărbatului a fost transportat acum la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Compania aeriană a început o anchetă.